Așa cum știți, scopul acestui studiu este să ne echipeze și să ne motiveze pentru evangelizare. Și cred că este foarte potrivită chiar și perioada acestui studiu, pentru că, cel puțin în România, sărbătorile de iarnă sunt un cadru extraordinar prin care putem ca să facem această evangelizare personală. În acest timp de sărbători, nici măcar nu îți prea trebuie o scuză să duci la cineva în vizită. Adică, domnule, am venit că e Crăciunul, că sărbătorile de iarnă, am venit să mâncăm jumări împreună sau ceva de genul. Și cred că este foarte bine ca să fim motivați să ne folosim de toate posibilitățile, de toate metodele ca să vestim Evanghelia, dar să fim și echipați. Săptămâna trecută am învățat împreună care este rolul nostru ca și oameni în evangelizare și am învățat în același timp că Dumnezeu este absolut suveran și absolut suveran peste mântuire. Am văzut că faptul că Dumnezeu este suveran înseamnă că este în control peste absolut toate lucrurile, inclusiv mântuirea. Nu există vreo sferă din care Dumnezeu ca să fie cumva absent în suveranitatea Lui. Și am văzut că această realitate ar trebui ca să ne ajute în evangelizarea noastră. Anume, suveranitatea Lui Dumnezeu trebuie să ne învețe să ne încredem în puterea Lui de a salva păcătoși. Nu noi, nu puterea noastră, nu metodele noastre. Noi ne pregătim și ne zbatem, dar până la urmă este puterea Lui de a salva. Am văzut că suveranitatea Lui ne motivează ca să nu avem frică în evangelizare. Avem un Dumnezeu suveran, avem un Dumnezeu atotputernic. Nu trebuie să ne fie frică de respingere, nu trebuie să ne fie frică de absolut orice altceva. Și am văzut că suveranitatea lui Dumnezeu îl motivează pe credincios pentru evangelizare. Nu este un motiv, o scuză prin care ne eschivăm de la responsabilitatea noastră de a evangeliza. Dimpotrivă, am văzut că suntem chemați să ne rugăm, să căutăm pe cei care sunt pierduți și să proclamăm Evanghelia. Și ne-am îndemnat unii pe alții săptămâna trecută ca să facem aceste lucruri, să ne rugăm, să căutăm pe cei care nu-L cunosc pe Domnul și să le proclamăm Evanghelia. Indiferent în ce cadru, în ce fel, fie în biserică, fie la noi acasă, fie la servici. Astăzi vom încerca să clarificăm ce anume proclamăm. Ne vom pune încă o dată întrebarea, ce este Evanghelia? Da? Ce anume este Evanghelia? Și pentru cei care ați participat la întreg studiu care l-am avut despre două feluri de a trăi, acea metodă de a împărtăși Evanghelia, unele lucruri vor fi o recapitulare, dar mie nu mi-este greu ca să mă repet și vouă vă este de folos. Scopul este să avem o înțelegere cât se poate de clară despre ce anume trebuie să proclamăm și să învățăm încă o metodă clară și concisă de a împărtăși cu alții Evanghelia. Când proclamăm Evanghelia, fie că este în amvon, fie că este la servici, fie că este cu cineva la noi în casă, fie că este printr-o cântare, este absolut important să fim preciși și să fim coerenți în ceea ce spunem. Sunt multe lucruri, apropo de că s-a discutat și în cadrul nostru ideea de a cânta colinzi. Sunt multe lucruri care sunt bune și frumoase și care până la urmă sunt și plăcute lui Dumnezeu, inclusiv colinzile. Dar colinzile, de exemplu, nu sunt întotdeauna o metodă bună de a vesti Evanghelia. Când într-un serviciu de închinare cânți șase cântări, da? Unele sunt de laudă, altele sunt de închinare, altele sunt de mărturisire, altele sunt de alte tematice, cei care cântă în principiu sunt expuși la o varietate de aspecte a ceea ce înseamnă Evanghelia, da? Și după aia vine predicarea cuvântului și cel care pleacă acasă, pleacă acasă cu Evanghelia clar în mintea lui. Am văzut în aceasta pe YouTube, au început tinerii din România, tinerii evanghelici, să facă tot felul de activități de Crăciun.
Una dintre ele este așa acum populară flash mob. Flash mob-ul este unde se duc într-o piață și așa spontan cântă o colindă și după aia pleacă. Și lumea se duce acasă, cel puțin tinerii aceștia, zicând, am vestit Evanghelia. Eu m-am uitat la flash mob-ul acela, am ascultat cântarea și eu am plecat din acel clip cu foarte multe întrebări și cu foarte multe nelămuriri, ba cu câteva erezii. De exemplu, o colindă care vine și spune că el a venit să ne ducă pe toți la cer. Este foarte bună cântată în mijlocul celor care sunt răscumpărați de Hristos. Cântată într-o piață după care pleci, omul pleacă acasă și zice, a venit Hristos, s-a născut într-o iezle și el mă duce la cer. Am terminat, aleluia, să mâncăm cărnați. Aia nu este vestirea Evangheliei. Pentru că lipsește precizia necesară, da? Anume, pe mine mă va duce la cer, că sunt răscumpărat în sângele lui. Pe tine te va trimite în iad, dacă nu te încrezi în el, da? Asta e mai greu ca să o pui în rimă, într-o colindă. Dar fără aceste distincții precise, nu este vestirea Evangheliei. De aceea și noi când cântăm, cântăm o varietate de cântări care exprimă diferite fațade a Evangheliei și până la urmă, în mintea noastră, când cugetăm la aceste adevăruri care sunt exprimate prin cântarea noastră, există o sumedenie de adevăruri care împreună formează ceea ce noi credem și anume Evanghelia. Este foarte important să fim preciși și să fim coerenți când vestim Evanghelia. În primul rând vreau să răspundem la întrebarea ce ne învață Biblia despre Evanghelie. Adică de ce este important să cunoaștem această Evanghelie? Ce ne învață Biblia despre Evanghelie? Cine ne poate spune ce înseamnă cuvântul Evanghelie? Vestea bună, da? Cuvântul Evanghelie, Evangelion în mod în greacă, în mod literal înseamnă veste bună. Dar nu orice fel de veste bună, da? Nu este cum ai spune, pur și simplu, am o veste bună pentru tine. Pentru că o veste bună poate să fie multe lucruri. Dacă duci la cineva și spui, ai câștigat o mașină nouă, este o veste bună, da? Dar nu la asta ne referim când spunem Evanghelia. Dacă spui cuiva că a fost promovat la serviciu, sau dacă spui cuiva că orice altceva, orice alt lucru care e îmbucurător, asta nu înseamnă neapărat că vorbim de Evanghelie. Și de multe ori astăzi se vorbește foarte mult despre beneficiile Evangheliei ca și fiind Evanghelia. Da? Într-adevăr, dacă crezi în Evanghelie și dacă ești un credincios în Domnul Iisus, sunt anumite beneficii care se resimt chiar aici și acum. Pace, liniște, o viață de familie mai bună. Multe lucruri care chiar sunt beneficii care le resimți acum. Dar a merge cuiva și a-i spune, uite, am o veste bună pentru tine. Uite, poți ca să ai o viață de familie mai bună. Da, este o veste bună, dar nu este Evanghelia, da? Trebuie să fim preciși în ceea ce exprimăm. Evanghelia este importantă pentru că Scriptura ne învață că are puterea de a mântui, de a salva pe păcătoși. Pavel ne învață lucrul acesta în Romani, capitolul 1, de la versetul 16 la versetul 17, unde el spune, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Când spunem Evanghelie, spunem mai mult decât faptul că este un mesaj inspirațional sau motivațional. Uite, am o veste bună care o să te aducă o bucurie sau care o să te motiveze în viața aceasta. Nu. Sunt foarte multe mesaje care au un efect temporar de a motiva, de a inspira, dar în cele din urmă se dovedesc ca și nu având vreo putere. Sunt, astăzi chiar am văzut că urmează pe 15 decembrie sau când să vină un guru din ăsta motivațional la Zalău să ne explice cum să fim independenți financiar și fericiți în viață și așa mai departe, da? Și sunt mulți oameni care vor merge acolo și vor pleca simțind că a vorbit cu putere și i-a inspirat să facă ceva.
Și chiar dacă oamenii aceștia, chiar dacă motivați de acest mesaj, de această evanghelie, de această veste bună, chiar dacă pun în practică aceste lucruri și chiar dacă obțin unele dintre acele lucruri, până la urmă, acea veste bună despre independență financiară nu are nicio putere. Pentru că la sfârșitul vieții, în fața morții, se va dovedi ca și fiind fatală, da? Este doar Evanghelia care are în schimb puterea de a da viață, de a birui moartea, puterea de a mântui pe cei ce cred. De aceea Evanghelia este absolut unică dintre toate cele așa spuse vești bune. Celelalte sunt și ele, într-un fel, vești bune, dar Evanghelia este unică. Când vestim Evanghelia, nu vestim doar anumite beneficii, nu vestim doar anumite lucruri bune care vin împreună cu Evanghelia, ci vestim puterea lui Dumnezeu de a mântui, de a da viață celor ce cred. Și acest tablou este pictat foarte frumos și foarte plastic în Ezechiel 37, unde propovăduirea cuvântului este asemănat cu vorbirea unor oase moarte. Și cred că dacă privim prin această prismă, prin această lentilă, vom înțelege ce înseamnă că cuvântul lui Dumnezeu, că atunci când vorbim cuvântul lui și proclamăm cuvântul lui și când Dumnezeu lucrează prin puterea Duhului Sfânt, există puterea de a da viață. Nu noi o dăm, nu noi suntem în control, dar Dumnezeu lucrează în acest fel. Ezechiel 37. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeul către oasele acestea, da? Și rețineți că am văzut din Sfânta Scriptură că noi suntem chemați să fim ambasadorii lui Hristos și ca Dumnezeu să cheme prin noi oameni la pocăință. Aia nu înseamnă că glasul nostru are putere, aia nu înseamnă că dacă fratele Mihai strigă foarte tare, trezește pe unul la viață, da? Dar asta înseamnă că prin cuvintele care Dumnezeu ne poruncește să le rostim, mărturia care ne poruncește să o dăm și proclamarea Evangheliei, El cheamă la viață și dă viață prin cuvântul Evangheliei. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vâne, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vâne, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Un tablou absolut minunat a ceea ce înseamnă puterea lui Dumnezeu prin cuvântul său. Când vorbim oamenilor din cuvântul lui Dumnezeu, când le proclamăm Evanghelia, este echivalentul cu a vorbi cu niște oase moarte, niște oameni care nu au viață spirituală.
Dar asta nu ar trebui să ne descurajeze. Pentru că cel care ne-a poruncit ca să le vorbim și să-i chemăm la viață, este cel care este dătător de viață. Este cel care ne împuternicește prin cuvântul său să vestim un mesaj în care se află mântuirea. Realitatea aceasta trebuie ținută în echilibru. Trebuie să înțelegem că în jurul nostru se află o vale de oase moarte, da? Valea Meseșului, dacă vrem să o numim așa, Zalăului. Dar în același timp că cel care ne-a trimis ca să proclamăm cuvântul lui aici, este cel care poate da viață printr-un singur cuvânt din gura lui. Asta este Evanghelia. Evanghelia este dătătoare de viață. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. În al doilea rând, Evanghelia nu este doar ceva omenesc, un mesaj omenesc sau o înțelepciune omenească. Puterea ei nu stă în niciun fel în înțelepciunea sau elocvența noastră. Da? Mulți dintre voi aveți cumva reticențe sau sunteți inhibați de a merge și a vorbi cu alții despre Dumnezeu, despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre Evanghelie, că spuneți, păi dacă nu știu ce să le spun, dacă au întrebări, știi, da, fratele Mihai, el are tot felul de răspunsuri și așa, dar eu nu am și eu nu știu și nu... Nu! Apostolul Pavel ne spune foarte clar în 1 Corinteni 1:17 că Evanghelia n-are nicio treabă cu înțelepciunea omenească sau cu elocvența în vorbire, da? Nu mergem ca să câștigăm dezbateri. Mergem ca să vestim Evanghelia ca Hristos să aducă oameni la viață. Pavel spune în felul următor. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, și acum atenție ce zice Pavel, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Da? Pavel, de fapt, când zice ca crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică, folosește în limba greacă o sintagmă care poate fi tradusă mai corect, crucea lui Hristos să fie golită de putere, să rămână fără putere. Și acum ați văzut contrastul care îl face Pavel, da? Nu mă duc să vestesc Evanghelia prin înțelepciunea vorbirii, dar nu caut eu prin puterea mea, prin elocvența mea, ca să conving pe oameni, ci mă duc și vestesc crucea lui Hristos. Ce legătură are Pavel? De ce zici că nu te duci să vorbești în înțelepciunea omenească și prin puterea ta? Și el spune felul următor. Pentru că făcând acest lucru, încercând să conving eu prin puterea mea, încercând eu să fiu deșteptul care convinge pe om, golesc crucea lui Hristos de puterea ei. Cum fac asta? Prezint omului inteligența mea. Prezint omului logica mea, rațiunea mea, elocvența mea și golesc din ecuație puterea crucii. Și Pavel zice, eu nu vreau să fac așa ceva. Pe mine nu mă interesează. Asta nu înseamnă că Pavel nu era citit, asta nu înseamnă că Pavel nu era pregătit, asta nu înseamnă că Pavel nu studia. Am dat, vedem că îi spune lui Timotei să-i aducă cărțile, sulurile de cărți, da? Pentru că trebuia să mai fac un pic de studiu biblic fiind la pușcărie. Asta da, creștin devotat. Studiu biblic la pușcărie. Da? Pavel se pregătea, Pavel studia, Pavel se antrena, dar când mergea să vestească Evanghelia, el se baza nu pe înțelepciunea omenească, ci pe înțelepciunea lui Dumnezeu. Și noi încercăm să facem lucrul acesta. Prin înțelepciunea noastră, noi încercăm și vrem de multe ori să sucim Evanghelia, să o împachetăm, așa ca și cadourile de Crăciun, să o facem mai frumoasă decât ni se pare nouă că ar privi-o cei din afară, să nu cumva să jignim pe nimeni. Știi, eu îi zic Evanghelia, dar nu știu dacă la sfârșit ar trebui să-i spun că dacă respinge Evanghelia lui Hristos, Dumnezeu îl va trimite în iad. Că poate n-o să poată să iubească un Dumnezeu care e gata să-l trimită în iad. Da? Și prin înțelepciunea noastră, golim crucea lui Hristos, pentru că poate că, ba sigur că, ce are nevoie omul să audă e că Dumnezeu îl va trimite în iad pentru păcatul său, dacă Iisus Hristos nu este Domn și Mântuitorul lui. Și noi tot o sucim și o împachetăm și spunem, uite, dar ce frumoasă și ce dulce îi. Și am golit-o de puterea ei. Pavel zice, nu fă asta. Priviți ce zice Pavel în versetul 22 până la 25. Iudeii, într-adevăr, cer minuni. Deci iudeii vin pe latura mistică și zic, ok,
ai un mesaj, o veste bună pentru noi, dovedește că această veste bună este adevărată și ar trebui ca să mă încred în ea prin minuni, fă ceva supranatural. Deci poate zice, nu asta e. Evanghelia în sine e supranaturală, da? Vestea bună e ceva supranaturală. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Dacă ne încredem în El, suntem mântuiți. Și grecii, zice Pavel, grecii caută înțelepciune. Ei vor dezbate. Ei vor rațiune. Ei vor să le demonstrez prin ecuații, prin formule. Dar noi, zice Pavel, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Și asta nu vrea nimeni. Nimeni nu vrea. Lumea vrea minuni, lumea vrea să fie vindecată, lumea vrea prosperitate, lumea vrea discursuri elocvente, chestii practice. Nimeni nu vrea pe Hristos cel răstignit. Noi îl vestim, îl propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire. Și într-adevăr, în religia iudaică, a fi crucificat, a muri pe lemn, era un blestem. Să-ți pui tu încrederea, ca și un iudeu etnic vorbind, într-un mântuitor răstignit, era absolut o pricină de potignire. Și pentru neamuri, o nebunie. Da? Pentru cei care sunt cu rațiunea. Hai măi Mihai, lasă-mă, vrei tu să-mi spui mie că acum 2000 și ceva de ani a murit un om și după 3 zile a înviat din morți? Domnule, există medicină, avem astăzi tot felul de aparate, de știință și așa mai departe. Tu vrei să-mi spui că eu trebuie să mă încred într-un baz din ăsta, într-o poveste de adormit copiii? Pentru neamuri este o nebunie. Dar pentru cei chemați, fantastic, ce frază minunată, dar mergem în Romani. Cei cunoscuți mai dinainte ajung să fie cei chemați. Cei chemați sunt cei care sunt și justificați și sunt și glorificați. Pentru cei chemați, păi stai un pic, Pavel, nu sunt și toți ăștia despre care vorbește aici că zic că este o nebunie sau care vor minuni, nu sunt și ei chemați? Ba, sunt chemați cum îi chem eu acum, cum vă chem eu acum la pocăință, da? Și pentru unii dintre voi va fi o nebunie și o pricină de potignire. Auzi, eu ascult balivernile astea de mult, de mic copil. N-am nevoie de așa ceva. Da? Și eu te chem! Pocăiește-te! Te rog în numele lui Hristos, pocăiește-te! Nu vreau să ajungi în iad! Și pentru tine este o nebunie. Până într-o zi, când ești chemat de Dumnezeu, pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui este mai tare decât oamenii. Este absolut minunat felul în care Pavel ne încurajează să înțelegem că Evanghelia nu este un fenomen uman. Evanghelia este puterea și este înțelepciunea lui Dumnezeu. 3. Biblia ne arată că există evanghelii false în lume care rezultă la moarte. Galateni 1, de la 6 la 12. Pavel scrie celor de la Galateni, o tânără biserică de altfel, le scrie în felul următor. Mă mir că treceți așa de repede de la ce v-a chemat prin Harul lui Hristos, de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos, la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Deci, vedem din start că avem această biserică care este asaltată de oameni care vin și predică o altă evanghelie. Tot evangheliei zic, tot așa se legitimează, nu vin ei și zic, fraților, astăzi am venit ca să vă predic din 2 Erezii, capitolul 3. Nici vorbă. Nimeni nu face așa ceva. Toată lumea vine și deschide Biblia și spune, astăzi vreau să învăț din Biblie ceva nou. Da? În viața mea n-am vrut ca să învăț pe oameni ceva nou. Întotdeauna am vrut să învăț pe oameni ceva vechi. Tatăl mi-a zis când am început ca să predic, măi, uite cum trebuie să faci. Tu trebuie să te pregătești. Trebuie să citești Scriptura, să te rogi, să te pregătești, să îți faci notițele, să meditezi asupra textului, să faci schița. Și după ce ți-ai făcut schița, iei schița ta, te duci la niște cărți din astea vechi, da? Cu niște oameni morți.
Și te uiți așa în 2000 de ani de creștinătate și vezi dacă altcineva a mai spus ce vrei tu să spui din amvon. Și dacă nimeni n-a mai spus ce vrei tu să spui din amvon, aruncă schiță la gunoi că ai mers razna undeva. Pentru că în 2000 de ani de creștinătate, cam tot ceea ce se poate spune despre Evanghelie s-a spus. Da? Revelația este încheiată odată cu apostolii și avem 2000 de ani de gândire creștină. Dacă eu vin acum și spun, hai să vă spun o chestie nouă, să vezi ce am descoperit eu, fraților, nimeni. De la Pavel încoace nimeni nu i-a trăznit așa ceva. E primul semn de alarmă că de fapt este o evanghelie falsă. Da? Dar chiar dacă, zice Pavel, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus și o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită, adică diferită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Pavel vine și ne arată care sunt motivațiile acestor altor evanghelii. Da? Oamenii care vin să predice altceva decât mesajul lui Hristos sau să-l altereze, au întotdeauna motivații centrate în om. În primul rând în ei, vor să fie admirați, vor ca să pară diferiți, vor ca să fie mai spiritual decât restul, dar în al doilea rând vor să placă oamenilor, să centrează pe ceea ce oamenii vor. Oamenii nu vor să te audă despre păcat și despre condamnare și despre judecată și despre sângele lui Hristos. Oamenii nu vor să audă despre doctrine. Oamenii vor să audă tot felul de lucruri frumoase. Da? Tot felul de lucruri care le convin. Pavel zice, atenție, oamenii aceștia de asta sunt motivați. Noi, trimișii lui Dumnezeu, nu suntem motivați de aceste lucruri. Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. De multe ori, când vorbim și unii ați experimentat despre Evanghelia lui Hristos și mai ales despre doctrinele mai dificile din ceea ce înseamnă învățătura lui Hristos, oamenii zic, măi, așa ceva este fantastic, adică cum ai debitat tu așa ceva? Și adevărul este că n-am debitat noi. Nu noi venim cu invențiile acestea. Oricât de ciudate ar părea ele lumii, oricât de mari nebunii ar părea ele lumii, dacă sunt adevărul lui Hristos, pentru noi sunt prețioase. Evanghelia, de altfel, nu este multe lucruri care astăzi sunt vestite ca și fiind vestea bună. Nu este că dacă poți, sau dacă încerci, dacă ești foarte statornic, dacă te zbați, până la urmă ajungi să trăiești o viață demnă de a fi mântuit. Adică am ajuns să fiu așa de bun, încât când o să ajung la poarta raiului, imposibil ca Domnul să nu mă primească. Că, Doamne, înțeleg, am avut câțiva ani, am dat rateu. Când am fost mai mic, poate în facultate, dar după aia m-am pocăit. Nu în sensul biblic. Și așa, m-am dus la biserică, m-am căsătorit cu o fată pocăită, am o familie, sunt un om drept în societate, lumea se uită la mine și zice, uite ce om de treabă. Și când ajung în cer, Domnul nu se poate să zică, măi, mai ales că sunt miliarde de oameni în lumea aceasta care sunt dezastroși pe lângă mine. Da? Sau alții vin și zic, știi, uite cum stau lucrurile. Important e să crezi ceva. E ok și așa. E ok și așa. Doctrina, învățătura, prea mult studiu biblic cauzează doar diviziuni. Nu contează așa de mult dacă tu crezi că mântuirea e doar prin credință, doar în baza jertfii Domnului Iisus Hristos și doar în meritul Lui, sau dacă eu cred că știi, mai contribui și eu ceva. Nu e chiar așa de important. E ok și așa, e ok și așa și drumul ăsta nu se termină până când începem și zicem, știi, că tu nu crezi în Domnul Iisus că a fost Dumnezeu, ok, dar important e că crezi totuși în El și nu se mai termină. Și predicăm o evanghelie din asta care spune, important e să crezi ceva. Să ai convingeri. Și într-adevăr, e important să ai convingeri și să crezi ceva, pentru că altfel probabil că ai nebuni. Dacă ai fi realmente fără convingeri, ai fi un om nebun.
Ceva convingeri trebuie ca să ai. Alții vin și zic, da, ești ok, ai o viață bună, dar uite diferența. Hristos poate să-ți dea o viață așa, wow. Viața asta care o trăiești acum nu e foarte satisfăcătoare. Și ești așa, nu știu, nu ești la nivelul la care ai putea fi. În viața ta, în familia ta. Și dacă vii la Iisus, El îți va ridica viața la un alt nivel. Și profesional, și personal, și toate vor merge mai bine. Da? Sau alții vin și zic, uite, Evanghelia de fapt este că pentru că Dumnezeu ne iubește, noi trebuie ca să facem lumea mai bună. Trebuie ca să iubim pe cei din jurul nostru și trebuie ca să facem acte caritabile și n-ar fi bine ca să te implici și tu în asta. Ce lume frumoasă am avea noi dacă toți am trăit așa? Dacă toți am trăit ca și Hristos, ce lume frumoasă am avea? Și este adevărat. Dar este o evanghelie falsă. Evanghelia nu este o concepție umană, nu este după înțelepciunea omenească și nu-i stă puterea în aceste lucruri. 4. Biblia ne învață că Evanghelia adevărată, Evanghelia lui Hristos, necesită un răspuns. Omul trebuie confruntat cu această Evanghelie. Nu doar informat de ea, ci confruntat de ea. Romani 10:16, Pavel ne spune, dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Nu doar că n-au ascultat Evanghelia, în sensul că, știi, eu nu vreau să duc la biserică să asculte Evanghelia, ci în sensul că confruntați cu ea, ei n-au ascultat de ea. Nu au dat curs la imperativele ei de a ne pocăi și de a ne încrede în Domnul Iisus. Căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Cei mai mari oameni al lui Dumnezeu până la urmă au fost oameni desconsiderați. Și când te uiți per total, cei mai mulți care au auzit propovăduirea lor nu au crezut. Și în așa zise trezirile spirituale, când ne uităm. În Londra se strângeau 10.000 de oameni să-l audă pe Spurgeon predicând. Da, dar cât nu se strângeau să audă pe nimeni predicând. Sau să meargă la teatru, sau să joace în parc. Cei mai mulți oameni nu dau curs ceea ce Evanghelia le poruncește. Nu ascultă de Evanghelie. Și Evanghelia, trebuie înțeles, nu este doar o invitație. Nu este doar o invitație, este o poruncă. O poruncă care cei mai mulți nu o ascultă. Când propovăduim Evanghelia unui coleg sau dintr-un amvon sau cuiva din familia noastră și ajungem la sfârșitul mesajului, nu-i facem doar o invitație. Știi așa, vrei să ridici o mână? Să zicem o rugăciune? Hai, te invit acum să-L primești pe Domnul Iisus în inima ta. Ai vrea așa ceva? Nu. Evanghelia este un imperativ. Pocăiește-te și încrede-te în Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor. Atât. Păi da, eu nu vreau. Pocăiește-te și crede dacă nu vei pieri în iad. Păi da, stai, dar nu mă înviți frumos. Nu. Îți poruncesc. Și tu trebuie ca să asculți de porunca lui Dumnezeu care acum auzi prin mine sau trebuie să spui nu vreau să ascult de porunca lui Dumnezeu. Că așa la o invitație, gen, n-ai vrea să vii la mine la un ceai. Știi, ești foarte ocupat. Da? N-am timp. Sunt multe priorități în viața mea, n-am timp acum, dar poate săptămâna viitoare. Nu așa se discută, nu așa discută Dumnezeu când trimite pe copiii săi în lume ca să vestească Evanghelia. Ci Evanghelia este porunca lui Dumnezeu pentru omenire să se pocăiască. Și oamenii trebuie ca să răspundă la această poruncă. Al doilea lucru care trebuie să-l privim împreună din Scriptură, nu este doar ce Biblia spune despre Evanghelie, dar trebuie să avem o înțelegere clar despre ceea ce Biblia spune că este Evanghelia. Da? Am văzut cumva o descriere despre ea, care este puterea ei, înțelepciunea ei și așa mai departe. Dar trebuie ca să vedem ce este Evanghelia. Este Evanghelia doar că Dumnezeu are un plan minunat pentru viața ta? Este faptul că Dumnezeu ne promite că ne va face fericiți sau bogați dacă ne abonăm cumva la partidul lui, da? Este Dumnezeu cumva candidează așa la în politica lumii aceștia și spune, dacă tu votezi cu mine, eu îți dau de toate. Eu îți dau salarii, eu îți dau pensie, eu îți dau viață veșnică, da? Așa ceva este? Este oare doar că dacă ne încredem în Dumnezeu și ne încredem în Iisus, El ne iartă de păcate, este doar atât? Și toate astea sună la lucruri frumoase și bune,
dar de altfel sunt incomplete. Trebuie să vedem ce spune Biblia că este Evanghelia, da? În câteva cuvinte, Apostolul Pavel ne arată foarte concis și foarte clar în 1 Corinteni 15 o expunere a Evangheliei. 1 Corinteni 15, de la 1 la 5. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia, pe care v-am provăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba, zadarnic, ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. Pavel aici, în sumarizarea aceasta, scrie Corintenilor și le amintește despre Evanghelia care el le-a vestit-o. Să nu credeți că asta este tot ce Pavel le-a vestit, dar Pavel a stat la Corint 18 luni aproximativ și zi și noapte a slujit din cuvânt, da? Și au avut ce învăța, nu s-a tot repetat. Zi și noapte le-a predicat și a învățat și aveau întrebări și se întâmplau discuții. Dar Pavel vine acum și le amintește care este chintesența Evangheliei, care este nucleul Evangheliei și putem observa câteva elemente cruciale. În primul rând, primul element crucial este faptul că vedem că Hristos a murit și a înviat din morți. Versetul 3 și versetul 4. Vedem că este necesar să credem că a murit pentru păcatele noastre. Da? Evanghelia nu are nicio valoare dacă nu este personală. Dacă eu nu cred că El a murit pentru mine, nu pentru oricine, nu pentru toți doar, nu pentru cei aleși, pentru mine. A murit sau nu pentru mine este întrebarea. Și că suntem mântuiți, spune Pavel, dacă am primit-o și dacă o ținem până la capăt. Versetul 1 și 2, da? Există o credință reală mântuitoare, care nu doar că acceptă ceea ce zice Evanghelia, nu doar că recunoaște ceea ce zice Evanghelia, dar Pavel zice, o primim, da? Ne-o însușim, devine parte din noi și o ținem nealterată până la capăt. Această credință produce aceste efecte. Evanghelia este vestea bună pentru că prin ea putem sau prin ea obținem toate aceste beneficii. Evanghelia nu este beneficiile. Evanghelia este vestea bună care, dacă o credem, dă naștere acestor beneficii pentru cei care se încred în Hristos, care se încred în mesajul Lui. Și beneficiile ar fi infinite de listat, am să listez doar câteva așa rapid. În primul rând, mântuirea. Da? Suntem mântuiți de mânia lui Dumnezeu, de pedeapsa care ne așteaptă. Al doilea rând, pace cu Dumnezeu. Eram vrășmașii lui Dumnezeu și acum suntem în pace cu El. Al treilea rând, o relație cu Dumnezeu. Să știți că Evanghelia nu ar fi o veste bună dacă ar fi doar atât. Dacă te încrezi în El, El îți iartă păcatele, da? Și te lasă de treaba ta. Nu mai are nicio treabă cu tine. Atât. Asta n-ar fi o veste bună. Dacă Dumnezeu ar zice, celor care sunt condamnați de moarte, nu-i mai condamn la moarte, dar eu nu vreau să am nicio treabă cu ei, nicio relație. Știți ce s-ar întâmpla? Ai trăi veșnic pe pământ fără Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Ai fi în iad. Da? Fără o relație cu Dumnezeu, fără o relație intimă, fără a beneficia de prezența sa, faptul că ești iertat doar de păcatele tale și nu vei fi pus la moarte, nu este o veste bună. Da? Ai nevoie de Dumnezeu, ai fost creat ca să fii împreună cu Dumnezeu. 4. Frați și surori în Hristos, când credem în Evanghelie și când ne încredem în Domnul Iisus Hristos, nu mai suntem singuri. Avem frați și surori în Hristos care sunt mai reali pentru credincios decât frații și surorile de carne. Da? Eu sunt mai frate cu voi decât aș fi cu un frate de carne care nu e în Hristos. Înțelegeți? Și asta este un beneficiu, un momentul în care ești născut din nou, prin Duhul Sfânt, ești pus în trupul lui Hristos,
faci parte dintr-o familie sfântă a lui Dumnezeu. Da? Ești frate împreună cu Hristos și frate împreună cu frații lui. 5. O moștenire veșnică care nu pierde niciodată. 6. Trupuri glorificate după înviere. Trupurile acestea vor muri și vom primi trupuri glorificate care nu vor pieri niciodată. 7. Putere să biruim păcatul din viața noastră. Asta este un beneficiu care vine prin Evanghelie. Mulți nu știu asta. Mulți au auzit o Evanghelie care spune ceva de genul: Dumnezeu te iartă de păcatele tale și după aia ai grijă ce faci, că nu mai este putere să rezolve problema. Acum nu se spune așa, dar se spune ceva de genul subtil. Nu. Nu. Biblia ne învață că în Evanghelie este și vestea bună că El ne dă putere ca să biruim păcatul nostru prin Duhul Sfânt, da? Și că atunci când suntem falimentari, avem la cine apela pentru iertare și pentru reconciliere cu Dumnezeu. Toate acestea sunt parte din Evanghelie. 8. Călăuzirea Duhului Sfânt. Avem Duhul Sfânt în noi, ca călăuza noastră, ca îndrumătorul nostru. 9. Victorie peste moarte. Nu ne mai este teamă de moarte. Sau nu ar trebui să ne fie teamă de moarte. Trebuie să ne uităm spre moarte și să spunem: este un nou început pentru noi. Este un nou început pentru noi. Creștinul care este terorizat de ideea că va muri, nu-l pot înțelege. Am și eu temeri despre moarte. Da? Mi-e teamă ce se întâmplă cu familia mea. Mai nou, în ultimii 2 ani, mi-e teamă ce se va întâmpla cu voi. Da? În mod sincer. Dar ideea că mi-e teamă să mă duc să fiu cu Dumnezeu este o absurditate. Ce Evanghelie ai crezut? Dacă ți-e teamă să te duci să fii cu Dumnezeu. Mie mi-e teamă că nu o să ajung acolo. Asta e o teamă care o mai văd biblică. Da? Dar teama că o să ajung acolo și că s-ar putea să se întâmple mâine, n-ar trebui să existe pentru un credincios. Ne dă o minte înnoită și o inimă înnoită. Toate acestea și o sumedenie de alte beneficii, de fapt infinit de multe beneficii care decurg din credință și din Evanghelie, toate acestea sunt condiționate de un răspuns față de această Evanghelie, de felul în care mă poziționez față de acest mesaj. Și Pavel spune că ei, cei din Corint, au primit Evanghelia. Ei nu doar au auzit-o, doar au luat seamă de ea, ci ei au primit-o. Și trebuie să ne punem întrebarea: ce înseamnă a primi Evanghelia? Câteva texte din Biblie foarte rapid să vedem ce înseamnă a primi Evanghelia. Marcu 1:15. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Fapte 2, la 37 la 38. După ce au auzit aceste cuvinte, au auzit propovăduirea Evangheliei, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Da? Deci ei au auzit Evanghelia, au înțeles Evanghelia, au rămas străpunși și acum au înțeles că ceva trebuie să se întâmple, ce trebuie să fac ceva. Nu pot să rămân nepăsător față de acest mesaj, față de această poruncă a lui Dumnezeu. Și uite ce le spune Petru: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Fapte 3, la 18 la 20. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai întâi prin gura tuturor proroșilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Așadar, pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Da? Vedem că în toate aceste pasaje și peste tot prin Biblie, răspunsul necesar față de Evanghelie este pocăință și credință. Pocăința înseamnă să te întorci de la păcatul tău, să zici: nu mai vreau,
am terminat cu păcatul, da? Să te întorci, să te desparți de păcat și să te îndrepți și să alergi către Dumnezeu în deplină credință în Iisus Hristos. Asta înseamnă a primi Evanghelia, da? A primi Evanghelia nu înseamnă a ridica o mână, nu înseamnă a spune că înțelegi, nu înseamnă a bifa o catecheză, nu înseamnă nimic altceva decât a te pocăi de păcatul tău și a crede cu toată inima ta în Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor.